Adevărul ne va face liberi. Asta scrie în Biblie. Rămânem muți când auzim asemenea povești și din partea grupului nostru parlamentar, stimate domnule Pambuccean, noi vă mulțumim pentru curajul pe care l-ați avut pentru a împărtăși cu noi, în fața întregii țări, povestea familiei dumneavoastră. Din inimă mulțumim! Românii merg în pelerinaj la Putna. Polonezii și alte minorități merg în pelerinaj la Cacica. Armenii merg în pelerinaj la Hagi Gadar, tot în Bucovina. Am mai spus lucrurile astea. Suntem uniți de aceeași credință, de aceeași cultură, de aceeași credință în umanitate. Geniul poporului armean, dacă avem ochi să vedem asta, îl vedem peste tot. Și o să vă spun experiența mea personală. Eu vin din Roman. Acolo, cea mai frumoasă biserică a aparținut comunității armene. Chiar dacă ea este foarte mică acum. Cel mai frumos palat al copiilor din toată Moldova este la Roman și aparține minorității armenești. Și îmi pare rău că este prea puțin folosit. Ne unim cu toții în jurul acestei răni a poporului armean și ne minunăm de ce înseamnă forța de renaștere a acestui popor. Noi, cei de la USR Plus, credem în diversitate și în forța pe care fiecare minoritate o reprezintă într-un tot mai mare, care reprezintă România. Voi încheia cu niște versuri dintr-un cântec minunat al formației Phoenix, care sună așa. Fie să renască numai cel ce har are de a renaște, curățit prin jar. Din cenușa-i proprie și din propriul scrum, astăzi, ca și mâine, pururi și acum. Curaj, dragi frați armeni, suntem alături de voi. Vă mulțumesc!